Sigur că eu prefer teatru. Cu toate că am făcut câteva filme care au rămas filme mari. Să plec din teatru, Vasilica. Directoarea! Directoarea! Unde e directoarea? Șef Anachi! Spune și dumneata, te omoară sau nu te omoară? Încearcă! Încearcă, dar vrea? Ești o mizerabilă! O femeie fără suflet! Tot ce s-a petrecut între noi n-a fost decât teatru! Te-am iubit! Cum n-am iubit pe nimeni în viața mea? Am adus viața în teatru, ceea ce e foarte bine, și teatru în viață, ceea ce e foarte rău. Prea multe travesti, prea mult carnaval. Piesa v-a plăcut? Abia acum o înțeleg. Doi oameni trăiesc o viață și după 20 de ani își dau seama că au trecut unul pe lângă celălalt, ca doi străini într-un hol de hotel. Seara, Carmen Stănescu. Deși ne-am văzut acum 2 minute, nu? Da, ne-am văzut acum 2 minute, dar trebuie să avem aerul că ne-am văzut pentru prima dată. Nu? O floare pentru suprema divă și un omagiu. Da, unde o fi, mon cher? Pe el trebuie să fie dragostea mea, soarele meu, vină, iubirea mea. Iuteca! Iuteca! Haide, tot dumneata ești, dar de ce ai sunat atâta? Da, eu n-am sunat, eu am bătut, altul a sunat, unul înalt, solid, cu mustață, ca pierzi. Dragă Carmen, aș vrea să mărturisești telespectatorilor că eu sunt partenerul tău favorit. Așa e, și mărturisesc. Aș vrea să le spun cu ce ai să te prezinți astăzi în fața dumneavoastră. Mă prezint cu o istorie a unei femei, sau mai bine zis, vacanța a unei femei de-a lungul secolelor. Bravo. Succes! Bărbați, luați notițe!